Vă salut prieteni. Ce mai faceți? Unde o să petreceți trecerea în noul an? Că de, mâine seară va fi. Ce vreau să vă, să vă arăt astăzi? Referitor la bananieri ăștia pe roșu. Ia uitați cât de groși, cât de groși au putut să fie într-un singur an că s-au putut îngroșa de mult. Vedeți? Mult, foarte mult. E, uh, experimental, că până la urmă ormi și eu experimentez, nu doar dumneavoastră, ăsta fiind puțin, bine, am o grămadă frunze, l-am lăsat hol și la un grad, 0 grade, nu prea am mers. Uh, ia, eu le mai tai, de obicei le tai frunzele astea, mereu las de că mijloc. Că până la primăvară, de-abia prin februarie încolo, Uh, încep să le las frunzele ca să poată să intre frumos așa șapte -o frunze frumoase în, uh, în primăvară. Ia uitați la acesta, i-am dat jos toate frunzele astea uh, rezultate din tăierile frunze, adică mă rog, toate cotoarele rezultate din tăierea frunzelor în toamnă târziu. Le-am dat jos, Lăsând decât un trunchi, care bineînțeles va prinde clorofilă și se va înverzi. înverzi. Le-am tăiat pe toate pentru a-l înălța, să nu mai fie așa butuc, jos și în răz, nu știu ce. I Le-am tăiat pe toate acestea. Bineînțeles, partea respectivă va ajunge în pământ ulterior, va fi îngropată atunci când îl replantez, să nu se mai vadă și va rămâne doar astea care se vor înverzi și ăsta va reprezenta trunchiul, bineînțeles că voi mai tăia una, două până atunci când se vor usca și astea le voi uh, uh, mă rog, când se vor, vor prinde cu clorofilă în prima fază iar ulterior se vor necroza le voi îndepărta, dar să rămână un trunchi cât mai înalt și să-l fac și pe ăsta chiar dacă e pitic, nu crește mai mult de 2 metri să-l am pe un port mai înalt să plece de acolo încolo nu să fie ca și până acum cum a fost anul ăsta, toate jos, foarte un boschet, foarte frumos, dar jos, destul de la nivelul pământului, la un metru, vreau să îl înalț, v-am spus, chiar dacă nu poate mai mult de 2 metri, 2-2 și un pic, vreau să fie totuși pe un trunchi, nu direct de jos, un butuc și gata. E, eh, vedeți, am îndepărtat aici o grămadă, aici urmează să îndepărtez, am îndepărtat doar foarte puține. Dar ia uitați ce înseamnă structura lui. Practic este făcut din apă. Ca să știți și dumneavoastră, bananierul este considerat o iarbă. Puteți să-l plantați și lângă gardul vecinului, că nu are ce să vă facă. În cel mai rău caz să vă pună să, să îndepărtați frunza dinspre el, să zicem așa. Dar nu are ce să vă spună, no, l-ai pus aproape de gard, dar nu are ce să-ți facă. Pentru că nu e încadrat nicăieri. Bananierul este încadrat ca și iarbă. Nu arbust, nu pom. Și acum să vă arăt ce înseamnă uh, această iarbă numită bananier uh, și capacitatea lui de a stoca apa. Ia uitați aici, avem câteva resturi deja îndepărtate de la el și deja a început să lase apă peste tot. Vedeți? Practic sunt niște celule îmbibate de apă. Ia uitați ce se întâmplă dacă storci un bananier. Deci, ăsta este bananierul de adorați dumneavoastră. Vedeți? Frunze ale bananierului sau resturi de frunze care practic s-au și uscat dacă ar fi fost în plină formă, ar fi fost și mai bogate în apă. Dar astea sunt niște resturi necrozate. Ia uitați. Practic stropește peste tot dacă se sparge frunza aia. Vedeți? Asta este faimosul bananier. Când zici bananier, zici că rezervor de apă. Și așa, așa este tot. Deci, orice porțiune a bananierului stochează foarte bine apa în chestiile astea. În, uh, terminațiile astea, mă rog, sub formă de celule, așa. Adică e ceva, ceva tare interesant de privit. Vedeți? Structurile astea păstrează foarte mult apă, cum v-am arătat mai devreme. Și dacă storci puțin bananier, dacă ai fi în deșert și ai dat un bananier, dar ceea, e, ceea, ceea ce e imposibil, ia uitați ce se întâmplă. Și cum s-a spus, eu acum? am stors o frunză de bananier. Vedeți? Asta am avut să vă arăt. Bananierul, dacă nu îl ținem în apă, dacă două, 3 zile nu i-am dat două, trei găleți de apă, n-am făcut nimic. Ei bine, astea au fost frunzele de banier, bananier, adică resturile, cotoarele de frunze, cele necrozate pe care le-am îndepărtat de la unul dintre bananiere ăștia. Urmează și la al doilea. Iar eu practic nici pastea nu le arunc. Le folosesc ca și compost. La modul le pun acolo la compostat. Iar peste un an și ceva va fi exact compostul la bogat în nutrienți de, de, care are nevoie celele, de care au nevoie celelalte plante din grădina mea. Că nu o să fie doar cotoare de bananier, sunt resturi alimentare de la bucătărie, orice. Orice eu am pus la compostat. Iar într-un an, doi, pot folosi acel compost. Bineînțeles că în fiecare an, de la un an la altul, ne facem altă serie de compost. Deci, practic, an de an avem, chiar dacă trebuie, în prima fază, primul compost va avea nevoie de 2 ani de macerare. Dacă noi punem an de an, an de an vom avea serii și serii de mraniță de compost pe care îl putem folosi în creșterea celorlalte legume din pomii, legume, orice din curtea noastră. Și asta în sistem bio. Deci vă îndemn să vă faceți singur compostul, dacă să aruncați la firma de salubritate, să aruncați... Deci ce să mai e? Per total e de bine. Faceți-vă singur compost, nu stropiți pomii din curte, nu recomand stropirea decât dacă apare vreo boală sau ceva, chiar dacă unii spun mai bună e prevenția decât... Băi, nu sunt de acord cu niciuna una, nici cu alta. Nici cu una, nici cu alta. Ai o problemă, stropește atunci și ce să remediezi. Dacă nu, cum am luat noi pastile preventiv. N-avem nimic, dar luăm. Păi de ce am luat? Luăm dacă avem o problemă de sănătate, nu? De ce să ne intoxicăm degeaba? Așa și cu ăștia. Nu intoxicați degeaba pomii. Nu vă intoxicați dumneavoastră consumând fructele acelor pomi pe care îi ținem, vezi, Doamne, așa trebuie, stropeală, 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 18 stropiri pe an. Ai, Doamne, ce naiba. Eu n-am stropit decât la o maximă necesitate. Deci, cât mai bio, că doar de aia vă puneți în curte, nu? Că de la magazin să știe, nu știți ce luați, dacă am știți în principiu. Nu mai chimicale, mâncăm ce vor ei să ne dea. Dar noi nu suntem în stare să ne facem? E, despre asta era vorba. Puneți-vă, consumați natural, Făceți-vă compostul dumneavoastră, faceți totul uh, de casă, handmade sau homemade, depinde. Și sfaturi utile veți tot primi pe acest canal de la mine, zi de zi, an de an. Dacă apreciați un like, un subscribe, share, n-am Na, pretenția, dar nu mă deranjează. Uh, totuși mă cam ajută și pe mine lucrurile astea să cresc acest canal. Să-l cresc pentru a ajunge informația la cât mai mulți dintre dumneavoastră. Dacă apreciați sau dacă aveți bunăvoința, un like, share, subscribe. O să revin în perioada următoare cu mult mai multe informații utile. Să aveți un an nou cât mai fericit și plin de tot ce vă doriți dumneavoastră. Numai bine!